Bună ziua, dragi ascultători! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Superfit, o emisiune dedicată nutriției sportive, în principal dedicată vouă tuturor celor care sunteți pasionați de sport și în același timp doriți să faceți performanță, fie că e vorba de nivel de amator, fie că e vorba de cel mai înalt nivel în sport, însă sunteți conștienți de faptul că acest lucru nu se poate fără a avea o alimentație pe măsură. Și de aceea acordăm o atenție deosebită nutriției sportive, un domeniu relativ nou, un domeniu care este din ce în ce mai studiat și din ce în ce mai cunoscut. Îmi străduiesc și eu să îl promovez în România, pentru că noi suntem ceva mai la început, însă sunt convins că ușor, ușor lucrurile se vor schimba. Dacă săptămâna trecută am pus accentul un pic mai mult pe anduranță, săptămâna aceasta o să discutăm, o să ne orientăm mai mult către sporturile de forță, referindu-ne la un aspect important privind nutriția sportivă și anume temporizarea nutrienților. Cam toată lumea știe că în sporturile de forță e nevoie de o cantitate ceva mai mare de proteine, pentru că efortul specific pe care acești sportivi îl fac presupune un consum la nivelul organismului, un consum metabolic mai mare de proteină necesară pentru refacerea structurilor musculare greu încercate în timpul sporturilor de acest gen. Însă, mai nou, în ultimii ani s-a constatat că nu este totuna când folosești acești nutrienți, fie că e vorba de supliment nutritiv, fie că e vorba de nutrienții din alimente. Momentul când se administrează nutrienții începe să fie din ce în ce mai bine studiat, pentru că s-a constatat că există anumite momente când administrarea lor are efecte mai puternice în ceea ce privește dezvoltarea masei musculare, în ceea ce privește refacerea. Deci astăzi o să vorbim despre temporizarea nutrienților sau timingul nutrienților, care, dacă e să dăm o definiție, am putea spune că reprezintă o manipulare strategică a alimentației pentru a ne asigura că obținem beneficiile maxime de pe urma antrenamentelor. Deci, cum poziționăm nutrienții în alimentație în funcție de antrenamente, astfel încât să obținem efectele maxime de pe urma antrenamentelor. Practic, timingul nutrienților poate însemna periodizarea nutriției pentru a acoperi necesitățile diferitelor faze de antrenament pe durata unui an. De asemenea, se poate referi la ce, când și cât trebuie consumat într-o anumită zi. În această emisiune o să vorbesc despre a doua variantă, cum îi aranjăm de-a lungul zilei, astfel încât să fie bine poziționați față de antrenamente și să se obțină rezultatele dorite. De ce vorbim despre timing? De ce vorbim despre această temporizare? Pentru că, în urma studiilor, s-a constatat că timingul nutrienților poate îmbunătăți capacitatea de efort și performanță, poate întârzia instalarea oboselii, iată un element foarte important, să poți să te antrenezi mai mult, să soliciți mai mult organismul, oboseala intervenind mai târziu în antrenament. Un lucru esențial, practic, mai tragi un pic de tine, obții un efect mai bun. Apoi, accelerarea refacerii, un alt element de maximă importanță, trebuie să vă gândiți că sportivii de performanță fac două antrenamente pe zi, deci este aproape, cum să spun, de la sine înțeles, esențial faptul că ei trebuie să fie măcar parțial refăcuți pentru al doilea antrenament, astfel încât să îl poată duce la bun sfârșit, să obțină și de pe urma acestuia rezultatele scontate. Timingul se poate răsfrânge și în ceea ce înseamnă stimularea imunității, deci capacitatea organismului de a se apăra. Apoi, un alt element de maximă importanță este faptul că timingul poate să amplifice adaptările la antrenament.
Ce înseamnă adaptare la antrenament? Înseamnă că în urma oricărei solicitări pe care organismul nostru o primește prin efort fizic, acesta încearcă să se adapteze, să declanșeze un mecanism adaptativ, să se obțină niște rezultate care ulterior sunt utilizate pentru a susține și mai bine tipul de efort pe care îl face respectivul sportiv. Ca să vorbim în termeni concreți, într-un sport de forță înseamnă că organismul va supracompensa astfel încât la următoarele antrenamente nivelul de a, forța organismului, forța musculară crește un pic astfel încât să poată manipula greutatea de lucru cu un procent ceva mai mare față de data anterioară. Deci, practic, ridică o greutate ceva mai mare decât data trecută. Organismul face acest pas înainte pentru a suporta o greutate ceva mai mare. Sau, în atletism, aleargă cu o milisecundă mai repede pe o distanță dată față de antrenamentul anterior, față de competiția anterioară. Asta înseamnă, până la urmă, adaptare la antrenament. Și un ultim efect, de asemenea foarte important, al temporizării nutrienților este capacitatea de a îmbunătăți compoziția corporală. Lucru pe care foarte mulți oameni îl urmăresc și îl doresc, chiar și în sport de performanță, unde un kilogram de grăsime în plus, chiar și mai puțin jumătate de kilogram de grăsime în plus, poate să însemne câteva secunde la capacitatea de efort, câteva secunde în plus. Așadar, este un subiect foarte actual și de mare interes în nutriția sportivă, pentru că studii recente au arătat că există multiple momente oportune pentru intervenții strategice, astfel încât să se îmbunătățească aceste adaptări cronice la antrenament. Ideal este să identificăm momentele respective și să le exploatăm. După cum spuneam, acest subiect al temporizării nutrienților este recent. Studiile au început undeva prin anii 80. Prin anii 90 s-a ajuns la concluzia că antrenament plus consum de macronutrienți, acest context, acționează sinergic și împreună conduc la un efect anabolic mai pregnant decât fiecare luate în parte. Deci antrenament plus nutrienți nu este 1 plus 1 egal 2, ci 1 plus 1 egal 3 sau 4, deci efectele lor se cumulează și dau împreună un efect mai puternic. S-a constatat, de exemplu, că administrarea a 15 grame de aminoacizi esențiali înainte și după antrenament, antrenament de forță vorbim acum, favorizează o acumulare mai mare de masă musculară, nu doar la 3-4 ore post-efort, ci până la 24 de ore. Astfel s-au pus bazele temporizării nutrienților prin aceste studii, adică administrarea strategică în orele de dinainte și după efort pentru a maximiza refacerea și aceste adaptări fiziologice de care vorbeam, forță, hipertrofie musculară și acumulare de masă musculară. Dacă înainte se credea că doar aminoacizii au aceste efecte, aminoacizii liberi, acum se știe că și proteinele integrale, zero, caseina sau soia, pot genera un răspuns anabolic similar cu cel dat de aminoacizii liberi. Asta este o noutate importantă și a făcut trecerea către utilizarea extensivă a concentratelor proteice pe care acum tot mai mulți sportivi le utilizează și care sunt printre cele mai sigure și mai utile suplimente nutritive de pe piață. Intrăm puțin în detalii cum funcționează această temporizare, care este explicația fiziologică a utilizării strategice a nutrienților în alimentația sportivilor. Practic, orice modificare adaptativă favorabilă la nivel muscular trebuie să implice schimbări la nivelul turnover-ului proteic. Ce înseamnă turnover proteic? Înseamnă acest proces continuu de distrugere și creare de noi structuri proteice. Noi nu avem niște structuri veșnice, ci din contră, permanent la nivelul celulelor noastre se produc modificări, proteinele și bineînțeles și alte structuri sunt degradate și altele sunt construite pornind de la elementele de bază. Dacă vorbim de proteine, elementele de bază sunt aminoacizii, despre care
o să discutăm în continuare. Deci, practic, acest turnover are două elemente de bază, rata sintezei proteice musculare, deci formarea de proteine, și distrugerea proteinelor musculare sau degradarea proteinelor musculare. Acestea trebuie să le privim ca pe talerele unei balanțe. Echilibrul dintre ele sau diferența dintre ele se numește balanță proteică netă. Poate să fie negativă sau poate să fie pozitivă. Sau poate să fie zero. Este puțin probabil că vreodată să fie zero. Acest proces este într-o continuă desfășurare. Balanța este momentan negativă, ulterior pozitivă. Deci, practic, totdeauna proteinele sunt distruse și recreate. S-a constatat că chiar un singur antrenament de forță poate induce o stimulare a sintezei proteice musculare cu 50 până la 100% peste valoarea de bază. Deci nu e nevoie să faci 100 de antrenamente, chiar și unul singur poate să dea un stimul organismului astfel încât să se producă sinteza proteică. Vârful este la 3 ore și rămâne așa timp de 48 de ore post-efort. Însă balanța proteică netă rămâne negativă până în momentul în care intervine nutriția, adică atunci când îi dăm noi organismului proteinele din care poate să-și recreeze structurile interne, proteinele musculare contractile. Majoritatea studiilor a arătat că aportul de aminoacizi sau proteine în apropierea efortului induce amplificarea sintezei proteice musculare, iar efectul este sinergic, nu doar aditiv. Deci avem pe de o parte o stimulare a sintezei proteice prin antrenament, spuneam că și un singur antrenament poate avea acest efect, pe de altă parte avem administrarea de aminoacizi sau proteine, care stimulează sinteza proteică netă, sinteza proteică musculară. Dacă punem împreună aceste elemente, adică antrenament plus administrare de proteine, efectul este sinergic. Deci nu 1 plus 1 egal 2, ci 1 plus 1 este 3 sau 4 sau așa mai departe. Carbohidrații, în schimb, nu au acest efect asupra sintezei proteice. Deci nu este totuna dacă iei un concentrat de proteine sau iei doar o sursă de carbohidrați. Totuși, nici ei nu sunt de neglijat. Ei au un efect de limitare a distrugerii miofibrilare, deci a fibrelor musculare, și reduc nivelul cortizolului circulant. Știm că orice fel de stres, și antrenamentul este perceput de organism tot sub forma unui stres, induce o secreție mai mare de cortizol, un hormon catabolizant. Deci dacă administrarea de carbohidrați limitează distrugerea fibrelor musculare și reduce nivelul de cortizol circulant, efectele finale sunt de bine, în sensul că influențează benefic hipertrofia fibrelor musculare. Punând la un loc toate elementele, realizăm că este important să ne administrăm proteine, însă în același timp este foarte important să administrăm și carbohidrați. Deci până la urmă cea mai bună soluție este un produs care să conțină un blend, un amestec de proteine și de carbohidrați. Sau, în aceeași măsură, pentru că nu vorbim doar de suplimente nutritive, o masă bogată în ambele elemente, ca să vorbim în termeni practici, poate să fie o bucată de carne cu o sursă de carbohidrați, care poate fi orez sau poate fi cartofi sau paste sau chiar pâine, sau un produs lactat sau un ou, care sunt de asemenea surse foarte bune de proteine. Combinația de carbohidrați cu aminoacizi esențiali, vorbim de o cantitate minimă de 6-10 grame, înainte și după antrenamentul de forță, oferă un efect sinergic asupra sintezei proteice musculare și balanței proteice, mai mare decât în cazul fiecărui macronutrient luat în parte. Acesta este mesajul cel mai important, faptul că trebuie să-i punem împreună acești macronutrienți importanți și să-i poziționăm în apropierea antrenamentului. Atunci când combinația este consumată la 1-3 ore după un antrenament de forță, sinteza proteică musculară crește cu până la 400% față de valorile anterioare efortului.
Deci iată ce efect spectaculos, simplu fapt că mâncăm ceea ce trebuie în apropierea antrenamentului de forță, crește cu 400% capacitatea organismului de a sintetiza noi structuri proteice. Iar asta înseamnă, în final, dezvoltarea masei musculare. Trebuie să avem această grijă, ci mai ales în cazul sportivilor, să ne pregătim dinainte aceste mese, să nu lăsăm foarte mult timp să treacă. Practic, concentratele proteice și de carbohidrați ce conțin și creatină, deci acum introducem un nou element, s-a dovedit că această combinație au capacitatea de a amplifica capacitatea de efort și adaptările la antrenament mai mult decât concentratele ce conțin doar proteine sau proteine și creatină. Deci, iată un alt element de urmărit într-un produs, existența creatinei, atunci, bineînțeles, când ne referim la dezvoltarea masei musculare. Practic, sunt importante acele ore despre care spuneam, orele imediate înainte și după antrenament, însă studiile au arătat totuși că mușchiul răspunde la administrarea de proteine pentru cel puțin 24 de ore după antrenamentul de forță. Deci, chiar dacă să spunem am pierdut momentul oportun, momentul cel mai fierbinte care este după antrenamentul de forță, totuși este bine să nu scăpăm din vedere faptul că timp de 24 de ore musculatura, structurile musculare sunt sensibile la administrarea de proteine. În sporturile de forță și mai ales în nutriția sportivă se vorbește despre un element aparte, vorba de fereastra anabolică. Ce înseamnă această fereastră? Este exact ceea ce spuneam înainte, perioada oportună pentru administrarea de nutrienți, astfel încât să se obțină efectele maxime de acumulare a acelor nutrienți și incorporarea lor, transformarea lor în noi structuri ale organismului. Cele mai multe studii care s-au orientat către răspunsul acut la antrenament sugerează că orele imediat după efort sunt esențiale pentru a obține un efect anabolic mai bun, în special dacă vorbim de antrenamentele de forță. De fapt, realitatea este că există o mulțime de momente oportune în care administrarea de nutrienți ar putea influența adaptările ce apar după antrenamentul de forță. De exemplu, administrarea de aminoacizi esențiali sau proteine din zer chiar înaintea antrenamentului de forță induce un efect anabolic superior sau echivalent cu cel obținut prin administrarea imediată după antrenament. Deci, iată o idee interesantă, faptul că putem să administrăm concentratul proteic înainte de antrenament și efectul pare să fie cel puțin la fel de bun ca atunci când administrăm după antrenament. Stimularea sintezei proteice musculare se menține până la 48 de ore după antrenament și se restrânge în special asupra proteinelor contractile. Un alt studiu a arătat că administrarea de proteine ce acționează mai lent, de exemplu caseina fiind o fracțiune din lapte, deci administrarea de astfel de proteine înainte de somn îmbunătățește balanța proteică peste noapte. Este un lucru destul de bine știut, aceste proteine care se absorb mai lent și sunt mai lent procesate de organism se administrează de obicei seara la culcare, în completarea celorlalte concentrate proteice, de obicei din zer sau soia, care se administrează în timpul zilei. Și iată că trebuie să reținem faptul că ele au capacitatea de a îmbunătăți balanța proteică peste noapte. Așadar, să folosim proteine. Ingestia a 20-30 de grame de proteine cu valoare biologică mare, înainte sau după antrenamentul de forță, pare să fie suficientă pentru a stimula sinteza proteică musculară. Vorbim aici în principal de lapte, de zer, de soia, de caseinat sau de alte proteine hidrolizate. S-a dovedit însă că este important și profilul aminoacidic al acestor proteine și din acest punct de vedere, zerul oferă un avantaj clar față de alte surse de proteine, cum ar fi soia sau caseina. De fapt,
Proteina din zer este de mult considerată ca fiind în topul celor mai biodisponibile și cele mai valoroase din punct de vedere biologic proteine, însă evident nu sunt de neglijat nici alte tipuri. Proteinele din zer, de ce sunt ele așa de valoroase? Pentru că au un conținut mare de aminoacizi esențiali și în special leucina este un aminoacid cu lanț ramificat, unul dintre cei mai importanți aminoacizi, a cărui cantitate este importantă și în directă legătură cu stimularea dezvoltării masei musculare, cu susținerea dezvoltării masei musculare. Și dacă vrem să ne uităm la un concentrat proteic sau la orice aliment și să-l evaluăm din punct de vedere al capacității lui de a susține dezvoltarea masei musculare, trebuie să ne uităm în principal la leucină. De ce mai sunt valoroase proteinele din zer? Datorită solubilităților, chineticii digestive optime și obținerea unei concentrații mai mari de aminoacizi în sânge, ceea ce asigură o activare mai mare a sintezei proteice musculare. Dacă se adaugă și creatina la proteinele din zer, sunt augmentate suplimentar procesele adaptative. Așadar, proteine, dar și carbohidrați. Administrarea strategică de carbohidrați în apropierea antrenamentelor de forță, înainte, în timpul și după, poate reduce degradarea musculară și poate diminua răspunsul cortizolic indus de efort, ceea ce contribuie la instalarea adaptărilor esențiale, precum hipertrofia fibrelor musculare. Deci să nu ne orientăm neapărat către un produs 100% proteine, ci mai curând la un amestec de proteine și carbohidrați. Consumul de carbohidrați curând după antrenament stimulează sinteza de glicogen muscular, aspect important pentru următorul antrenament. Știm foarte bine că ne bazăm atunci când, ca surse de energie, atunci când facem exerciții de forță pe carbohidrați, pe zaharuri, care sunt depozitate sub formă de glicogen în mușchi și în ficat. Deci este important că atunci când facem antrenamente, mai ales cu frecvență mare, depozitele de glicogen să fie pline. Nu contează, contează ce tipul de carbohidrați pe care îl folosim. Glucoza sau alte zaharuri simple sau polimerii din zaharuri simple par să fie cei mai utili în orele după antrenament pentru că se absorb rapid. Cu toate acestea, și o porție substanțială de carbohidrați complexi, aici vorbim de exemplu de paste făinoase, o porție de 400 de grame de paste după antrenament este utilă și necesară. Când este consumată în ora după efort, conduce la creșterea cantității de glicogen și nu interferă cu oxidarea grăsimilor. Deci lasă în continuare organismul să folosească grăsimile ca sursă de energie. Recomandarea este de 1 gram de 1 gram pe kilogram corp înainte și după antrenamentul de forță. Combinația ideală pare să fie aceea de 0,8 grame pe kilogram corp de carbohidrați cu 0,4 grame pe kilogram corp de proteine. Și poate nu numai că se obține efecte similare în ceea ce privește sinteza de glicogen, dar acea cantitate de proteine vine cu toate avantajele despre care am discutat în această emisiune. În plus, ca să mai subliniem un efect extrem de important al temporizării nutrienților și de care efect de care puțini sportivi sunt conștienți, administrarea nutrienților la momentul oportun are capacitatea de a reduce riscul de apariție a îmbolnăvirilor și accidentărilor. Deci, iată, nu vorbim doar de performanță, doar de masă musculară, vorbim și de sănătate, pentru că fără sănătate nu se face niciun fel de performanță. Un sportiv accidentat sau cu o sănătate fragilă nu va reuși niciodată să susțină antrenamentele la nivelul la care trebuie să o facă și, în final, performanțele sale se vor reduce dramatic.
Acestea au fost câteva noțiuni despre temporizarea nutrienților în sporturile de forță, în principal. O să vorbim cu altă ocazie și despre temporizarea nutrienților în sporturile de anduranță, deși am mai vorbit despre încărcarea cu glicogen, despre administrarea de carbohidrații în timpul efortului și după, dar în această a doua parte a emisiunii, în partea finală a emisiunii, vreau să pun accentul pe o tip de proteină care este utilizat de asemenea în crearea, în conceperea concentratelor proteice, o proteină valoroasă, o proteină de care nu ar trebui în niciun caz să ne ferim. Este vorba de proteina din soia, care este o proteină completă pentru că are în compoziție toți aminoacizii esențiali. Are un echivalent, este oarecum similară cu proteinele de origine animală, ouăle, de exemplu, sau carnea. Cred că toată lumea știe că populații foarte numeroase din Asia Sud-Est își bazează alimentația în bună parte pe soia, fiind principala lor sursă de proteină. Proteinele din soia au beneficii multiple, nu numai aceea de a furniza aminoacizi esențiali, dar studiile au arătat că utilizarea lor se corelează cu descreșteri semnificative în ceea ce privește colesterolul și concentrația de trigliceride. Ceea ce este responsabil din structura acestei plante pentru efectele pomenite este existența a două substanțe care se numesc izoflavone și ele se numesc genisteină și diazeină. Ele sunt responsabile pentru acțiunile antioxidante ale soiei, pentru proprietățile de stimulare a metabolismului, pentru prevenirea cancerului și reducerea factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare, care, după cum știm, sunt principalul ucigaș în zilele noastre. Mortalitatea datorată bolilor cardiovasculare este undeva la 66% la nivel mondial. Acești fitoestrogeni de care spuneam sunt responsabili de reducerea colesterolului. 25 de grame de proteine de soia pe zi în cadrul unei diete care are un conținut redus de grăsimi saturate și colesterol poate reduce pe termen lung riscul bolilor cardiovasculare. Iată deci că pe lângă proteinele din zer despre care spuneam că sunt în topul proteinelor ca valoare biologică, putem folosi cu succes și chiar este bine să alternăm sursele de proteine utilizând ca surse proteinele din soia. La concentratele proteice, mai nou, au început să fie adăugate sisteme enzimatice, complexe enzimatice, care ajută la digestia lor mai rapidă. Știm că aceste proteine nu sunt utilizate pur și simplu, ci ele trebuie să fie degradate sau desfăcute în aminoacizi, care ulterior sunt preluați și reasamblați la nivel hepatic, la nivel celular, pentru a crea noi structuri proteice. Atunci când cantitatea de proteine pe care o consumăm depășește cea obișnuită și acest lucru poate să însemne de două ori cantitatea la un sportiv de două ori cantitatea pe care o ar primi eu dacă nu ar face sport, deci vorbim dacă în mod normal un om poate să consume 0,6-0,8 grame pe kilogram corp, un sportiv poate ajunge la 1,5 chiar 1,8 grame pe kilogram corp. Deci o cantitate mai mare de proteine pe care organismul trebuie să le digere pentru a fi folosite. De aceea, mai nou, produsele moderne și de calitate conțin complexe de enzime care au capacitatea de a descompune mai rapid aceste proteine pentru a asigura o digestie eficientă și o absorpție optimă a aminoacizilor. Un exemplu ar fi un astfel de
amestec patentat este aminoteina. Dietele bogate în proteine îngreunează procesul digestiv și cumva este firesc să avem nevoie și de un supliment de enzime pentru a fi mai bine absorbite și utilizate. Aceste sisteme complexe de enzime ajută la descompunerea proteinelor și creșterea absorției aminoacizilor cu ranț ramificat. Acești aminoacizi, spuneam și cu alte ocazii, sunt izoleucina, leucina și valina. Ajută la creșterea cantității de arginină extrasă din proteine. Și dacă vă aduceți aminte din emisiunea anterioară, arginina este esențială în producția de oxid nitric, în formarea creatinei care ajută, susține efortul fizic, fiind unul dintre factorii importanți implicați în lanțurile de producerea energiei și ajută la eliminarea deșeurilor rezultate în urma proceselor metabolice. De asemenea, complexele de enzime ajută la creșterea nivelului de azot eliberat în timpul efortului, menținerea masei musculare și scurtarea perioadei după efort fizic. Ca să nu mai spunem că ca aspecte practice, pentru că mulți sau unii dintre sportivi se plâng de disconfort abdominal atunci când utilizează concentratele proteice, administrarea de produse care conțin și complexe enzimatice este de natură să reducă balonarea, să contribuie la evitarea constipației, care este un fenomen destul de frecvent în cazul unor diete hiperproteice, și ca efect la nivelul compoziției corporale, pentru că acest aspect este urmărit de, așa cum spuneam, de o bună parte dintre sportivi, favorizează dezvoltarea masei musculare și acest lucru fără să se întâmple concomitent cu acumulare de grăsime sau într-o mai mică măsură. Iată deci de ce ar trebui să asociem un complex enzimatic la un concentrat proteic sau atunci când avem o dietă cu cantitate mare de proteine, sau să urmărim pe prospectul produselor dacă cumva producătorul s-a gândit să adauge un complex enzimatic, fiind astfel îmbunătățind produsul, dându-i o valoare superioară. Așadar, acestea au fost punctele pe care am vrut să le ating în emisiunea de astăzi. Sper că v-am convins de faptul că atunci când vreți să vă dezvoltați masa musculară sau faceți sportul de forță, este important să vă administrați nutrienții, fie sub formă de suplimente nutritive, fie din alimente, în punctele cheie ale zilei, deci înainte, după antrenament. Dar și rămâne fereastra deschisă până la 24 sau chiar 48 de ore pentru administrare suficientă de proteine. Apoi, al doilea element, să nu neglijăm sau să nu ne ferim de proteina din soia, pentru că are valoare importantă. Și un al treilea element, utilizarea de enzime, de complexe enzimatice sau de produse care conțin integrat complexe enzimatice, ce ajută la digestia mai rapidă și mai eficientă a concentratelor proteice. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, vineri, la ora 5, la Superfit, pe Sport Total FM. Până atunci ne putem auzi și pe pagina de Facebook, facebook.com/emisiunea.superfit. La revedere!